Salutare, oameni buni! Iată-ne la trebușoară în grădină. E o zi frumoasă cu soare, dar bate vântul. Bună ziua! Ce faci? Ai făcut introducerea? Un pic, așa. Ce să faci? Cam de treabă. Mai smulgem buruiana de la căpșuni. Aha. Mai smulgem buruiana și dispare ăștia care se fac. Căpșunelele noastre încep să se mărească. Ușor, ușor. Da. Se vor face. Uite ce fain arată cu iarba care s-a uscat aici printre rânduri. Aha. Numai că aici, uite, n-am mai smuls lobodă. Trebuie smulsă. Cum noi lobodă? Este roșie și este așa. Asta. Nu aia mai, uite aici. E lobodă. Asta e buruian. Bine. Să vezi cum arată lobodă acolo. Este lobodă roșie și lobodă care e așa, da, și când se mărește, asta se face. În fine. Uite, bă, pe asta n-am mai trecut printre ele. Te las că ți-le las ție. E mai ușor aici, știi? Păi am pus direct peste atunci seara, știi? N-am mai stat. Până la urmă le smulgem așa un pic și gata. Asta e curat. Și ce mai am eu aici în mână? O mică căpșunică la ghiveci pe care Iulian a insistat să o luăm din magazin, să vedem cum este. Ia, citește tu ce scrie aici. Ce soi este? Fragara Anais Framberi. Ah, Framberi. Deci, nu că nu aveam căpșuni, dar vrem să vedem și soiul acesta, cum va fi. O să căutăm, o să ne decidem împreună. Da, ne decidim împreună și căpșunul unde vrei. Uite că deja au început să se coacă. O căpșunică. O căpșunică mică. Da. Arată frumos. Să trecem la trebușoară. Ai rămas cu plăcuța în mână, da? Bine, hai că te rezolv eu acum. Smeurica plantată în toamnă, smeurica roșie, s-a prins foarte bine, am plantat și mai la deal și n-aveam unde să le mai punem acolo la stâlpi, așa că am plantat și pe aici, prin față. Am mai avut niște căpșuni care le-am plantat numai ca să nu le arunc. Priviți ce frumos s-au prins, le-am pus destul de des. Astea le-am pus fără folie, fără nimic. Numai ca să nu le arunc în toamnă. Ar fi fost păcat. Aici este experimentul cu murele. Am tăiat noi murul care l-aveam în ogradă și am pus să vedem dacă formează rădăcini. Câțiva deja au frunzulițe. Aici a doua. Ia să smulg eu buruiana. Deci ăsta e al doilea. Al treilea. Așa. Vedem noi în toamnă când vrem să-i mai... Patru. Ei, bun. Patru s-au prins. Cinci. Parcă are și ăsta frunzuliță. Un pic. Șase, șapte. E bun. Aici ce mai are mama aia? Lobodă. 8. E bun. 8. Am numărat 8 până acum, din ăștia care s-au prins. Vedem în toamnă unei. 8. 8 din ăștia care i-am plantat experiment. Să vedem... Uh,
vedem la toamnă, să-i transferăm. Tot e bun, 8-9, acolo tot sunt. Aici mama are cartofi. Spuneau că-s cartofi din aia lunguieți. Chifle, le zice. Cine știe? Tu vrei să o pui direct în mijloc acolo? Unde e mijloc? Unde e bat o leacă pământul ca să poată să-și dea drumul la rădăcină. Da, dar nu înțeleg de ce nu pui așa o leacă în rând aici cu zmeura. Care rând? Aici în rând cu zmeura, ca să nu ne încurce când trecem pe acolo. Dar nu aici. Da, dar de ce mi-e trece pe aici? Pentru că uite, aici e legat. Asta e ultimul mur. Îi aprob, ia să se mulțuiască. Și numai când se mulțuiește, iei de aici și mai pui la parte. Bine, dragă. E planta ta, pune-o unde vrei și gata. Hai să-ți fac o poză cu rapița. Și cu sapa, ține și sapa așa la nivel ca să... Așa, bun. Nu, să treci la treabă, faci poză. Hai, bine. Aici știu că e și pământul alea, că ar trebui să fie și aici, cum ai fost. Oare punem aici în pământ? Poftim? Să punem în pământ sau să o mai lăsăm o leacă? Da, să zas. Mi-am cumpărat mânuși faine, noi cu floricele. Hai să vedem. Apă ți-ai adus? În premieră, Iulian plantează căpșunica. Pe toate le-am plantat eu, dar asta o vei planta tu. Tu ai vrut-o, tu o plantezi. Era destul de scumpă la magazin. Am găsit o chipurile la 50% din preț. Dar destul de scumpă. Oricum, nici să nu fie prea mult la suprafață. Poate trebuia săpat mai mult, ca așa aduce. Nu sunt oi pentru tine, drag. Să se duc acolo, mă, pământ. Cât de adânc s-o vom dormi? Pământ? Să se prindă, dacă se prinde, se prinde, dacă nu? Dar mai trebuie pus pământ.
aici. Zăpăliga lui mama e. Am sărit. Așa e, mă. Bravo. Bravo, măi dragă! Nu? Nu? Priviți, Meurica, ce fain! Am eliberat-o data trecută. Erau oi... De fapt, astea sunt mure. Le-am eliberat data trecută. Era o iarbă. Pe aici, pe margine, de numai. Acum arată altfel. Altfel. Murele noastre și zmeura. Am curățat-o frumos. Altceva? S-au prins. Cele plantate în toamnă s-au prins, cred că 80%, cam așa, din cele plantate. S-au prins foarte bine. Bun. Iar de aici începe zmeura. Priviți ce frumoasă este. A supraviețuit în iarba mare. Am și eliberat-o. Da. Căpșunelele, pintelele sunt mici, dar se vor face, vor crește. Să mai smulgem buruienile.
Mai sunt câteva căpșunci pe interval care ar trebui să le scot și să le las pe interval. Mai sunt locuri goale. Zic, mai sunt locuri goale care aș putea să le plantez acum. Oh. Așa cum la ceapă plivești sau la alte legume, așa și aici mai verifici plantele de buruiană să vezi dacă au buruieni care le mănâncă din sevă. Aici trebuie scos cu cuțitul, a rămas rădăcina la păpădie. Da. Păi da, spun și povești, da, dormi copii. Adică ce vrei să spui, că nu, lumea nu mă știe. Ah. Ia uite. Ai auzit din blânzirea scorpii? Da. Era... de Shakespeare, o piesă de teatru. Băi, muncesc prea mult. Muncesc pentru banul meu. Da, dacă dai așa, nu mai crezi. De ce, nu le place melodia? Da, nu sunt prea mult. Căpșunelele. Chiar îmi place cu iarba asta uscat. Chiar îmi place. Da, n-am zis că nu o să mai crească. Astea nu le-am spus, am pus iarbă peste. Dar... da. Cred de cât. Da, dacă mai avem iarbă, mai punem și tot așa. De ce nu? Da. Zici că nu-i solicitantă, dar uite așa, trebuie să stai. Stai jos sau cu fundul în sus ca să curăți la căpșuni. Asta este. Cel mai mult, da, mă deranjează că prețul, când apar toate, le lasă mai ieftin. Dar cine muncește și știi cât o muncit pentru planta lui, pentru fructul lui, da, ții la preț un pic, dacă se poate. Dacă nu, trebuie să le dai așa, că altfel îți perisabil. Să strică repede. Pentru că nici nu stropite, sunt naturale. Și na. Uite, căpșuneica. Deja pot să gust prima căpșunică. Zic că-i... făcută o căpșunică mai mică, așa. E o căpșunică mai mică, bun. Bună. Bună, ce mai faci? Vrei o căpșunică? Nu. Nu.
Dragilor, am terminat și trebușoara cât de cât. Am smuls toți lăstarii, toate buruienele posibile. De acum le lăsăm în pace până se vor pace. Ușor, ușor, fructele cresc. Ar mai avea nevoie de ploaie, dar nu prea multă. Au nevoie și de soare, altfel prea multă ploaie le strică. Mamaia nu se lasă, iar e în grădină toată ziua. Aici ce ai zis că ai? Sfeclă? A, păstârnac. Aici e sfecla furajeră. Aha. Am curățat și zmeura. Era bruian aici printre zmeură. Mai bine o lăsăm pe mama să pună fasole. Da. Am scos, era și pătrunjel crescut pe aici. Am și dat o leacă cu grebla. Mama e de acum, dacă vrea să pună fasole, să pună. Noi am mai făcut și noi câte ceva. Și ieri și astăzi și de acum, gata, trebuie să plecăm acasă. Până data viitoare, toate bune!